Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal, fraților. Am mutat puișorii de carne și puișorii de curte. Mai am 5 puișori de curte, cei galbeni, unul negru acolo în colț. Am 10 puișori de carne, știți și voi. Le administrez să mănânce ureală, mai le dau și grâu, concentrate nu mai le dau deloc. Am renunțat la concentrate. Chiar acum le-am dat niște salată din grădină, ca a fost bătrână. Săptămâna trecută a venit o ploaie și ați văzut și dumneavoastră, îi țineam într-o cușcă și acolo, din păcate, puiul cel mic cu gâtul gol a murit înnecat și încă un pui de curte, tot la fel. Nu mai le administrez concentrate pentru că nu mai este bine, o să miroasă carnea după o perioadă. Dacă mai le dădeam un sac de 10 kg, se făceau tite mai găinile aproape. Acum i-am lăsat pe uroială. Până la toamnă se va face bun de tăiat. Oricum, marea majoritate a puiilor albi nu rezistă mult. Trebuie să mai scoată și o găină pusă pe puișorii de curte, pe ouă de curte. Deci o să iasă puișori de curte. Aceștia albi mănâncă și stau. Îi vedeți și dumneavoastră, uitați. O stau acolo, au mâncat și ăștia de curte sunt mai vioi. Marea majoritate sunt încălțați. Ăla de acolo încălțat, cocoș, ăsta negru cocoș. Cred că aia e și puică în spate. Și cel de acolo tot cocoș, lângă albul ăla. Cocoș și ăsta alb. Marea majoritate a puilor de carne sunt picuțe. Au coadă, vedeți și dumneavoastră. Din păcate, n-am avut ce să le fac, au murit și asta este. Deci cam acesta a fost vlogul, sper că vă plac puișorii, cum au evoluat. Apăsați butonul de like acolo în forță și ne vom revedea într-un nou video. Salutare și mai bine, v-am pupat!